Bună seara! Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cazuri și Necazuri. Sunt Monica Sofron și de data aceasta am venit în Comuna Boghicea, comună cu care avem o veche și frumoasă colaborare în diverse acțiuni. O parte de acțiuni sociale, o parte umanitare, parte medicale. De-a lungul timpului am încercat să găsim soluții, să facem viața mai frumoasă copiilor de la grădinițele și școlile din comună sau să le acordăm diverse servicii medicale, cum a fost o acțiune de screening oftalmologic care a făcut-o la toate cele 4 școli. Am ținut legătura pentru a organiza anumite excursii cu copilașii de la școală sau de la grădiniță. De data aceasta suntem veniți în această comunitate pentru a încerca să găsim soluții, să ajutăm câteva din cazurile medicale mai deosebite. Pentru aceasta, ca de obicei, am luat legătura cu doamna Daniela Segneanu de la Primăria Boghicea, care cunoaște cel mai bine situațiile celor din comunitate. Bine te-am găsit, Daniela! Bine ați venit în comunitatea noastră! Ne aflăm în satul Slobozia din comuna Boghicea. De data aceasta am optat să ajutăm cazurile medicale. Cazuri sociale sunt destule, dar am zis să ajutăm celor care le este mai greu să se descurce și nu își pot soluționa cazul respectiv. Ne aflăm la o familie unde tatăl are o problemă mai gravă de sănătate, se află la pat, a fost părăsit de soție, iar de copiii acesteia are grijă o doamnă care s-a oferit să-l sprijine, să-i ofere un ajutor. Cu ce crezi că l-am putea ajuta sau ce crezi că care sunt nevoile de moment ale domnului? O nevoie foarte mare ar fi un cărucior pentru a se putea și dumnealui deplasa, pentru a mai ieși. Cred că asta ar fi o nevoie esențială și pentru copii, că neavând cine să-i ajute, cine să-i sprijine, tatăl dacă nu se poate deplasa, să aibă și ei acolo un mic ajutor. Bine, atunci să intrăm să vedem un pic acest caz mai deosebit și vom afla detalii. Există casă care să nu aibă necazuri. Își începe Ioan povestea unei suferințe care se agravează zi de zi de 5 ani. Fost lăcătuș mecanic și angajat la Salubritate, a ajuns pensionar pe caz de boală. 3 boli îi macină, încet, dar sigur, viața. Și, mai mult decât atât, soția l-a părăsit, lăsându-l să îngrijească singur cei 2 copii pe care i-a adus pe lume. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
încadrat în grad de handicap? Aveți pensie? Aveți o indemnizație? Sunt încadrat în grad de handicap, dar nu am pensie. Ați reușit să vă depuneți acte? Văd că aveți aparat de oxigen. Ați reușit să-l faceți rost de el? Da, aparat am reușit să-l iau. Pensia n-am reușit să fac. N-are cine umbla pentru mine. Familia mea asta este. Mama, doi copii. Și soția, dacă pot să-i spun soție. Câți ani au copiii? Sunt la școală? Da, sunt la școală. La 4-a, într-a 1-a. Sunt la școală. Și doamna, văd că aveți o doamnă de suflet care vă ajută cu copiii. Da, mă ajută cu copiii. Și cu ce credeți că am putea să vă ajutăm? Să vă cu vreo documentație pentru încadrare în grad, cu vreun fotoliu rulant, folosiți scutece, medicamente aveți care nu se compensează. Cu ce credeți că am putea să găsim un mic ajutor ca să vă fie viața mai ușoară? Domnișoară, multe ar trebui. A mea ar trebui un scaun care să mă deplasez de colo-colo. Ar trebui niște scutece, cum spuneți dumneavoastră. Și o compensație la medicamentul ăsta, la Sembicor. Ajutor pe care l-are bărbatul este o femeie care l-a plăcut și a rămas alături după ce s-au cunoscut pe internet. Ne-am cunoscut pe internet. Internet? Pe internet, la etatea asta. Și sunt zis cu Santa pe internet, a fost cu mașină după mine, că a zis că el m-a trimis aici, așa că familia, adică a plecat soția și l-a zis cu doi copii. Și a zis că el e tate, că avea el 56, dar și-a zis să vin, hai să văd, am venit prima dată, mi-a plăcut de el. Am casa mea, dar te-am zis, mai am văzut că era drag, doamne, cum s-a dezistrasă, mi-era drag și-a zis să mână. Doi copii, lasă-mă. Și vă ascultă copiii? Aveți grijă de ei? Duceți la școală, îi îmbrăcați, îi spălați? Da, păi, sigur, curați. Spălați și nu-i lasă mizerabil să ducă de spălat la școală. Curați, nu mi-a plăcut. Aveți mașină de spălat sau spălați la mână? La mână. Un pic mai face. La mână. La mână, că mașină de spălat. Când n-am găsit. Nu, aveți copii de la Constanța? Mi-a murit. Decedat. A venit. Mi-a decedat. Cezarian. Și acum familia dumneavoastră este domnul Botomei și copiii dumnealui. Da, Botomei. Ion. Cu domnul nu l-am obosit prea tare pentru că am văzut că nu se simte prea bine. Știți cum se cheamă bolile lui sau de când au început să fie probleme de sănătate? Este să vă spun, doamnă, că e bolnav de mult. Bolnav de mult. În spital a fost mereu. Acum a venit tot în spital. Eu l-am ajutat, el vine acasă. El... Este gradul întâi. Așa că speranța de la el, de trăit, ce vrea Dumnezeu, Iisus Hristos, ce vrea Domnul. O să fiți alături de dumnealui și o să fiți în primul rând alături de copii, contează foarte mult că sunteți alături de ei. Sunt alături foarte mult, pătrâna e mama lui, a doua mamă, mama lui a murit,
dar eu sunt doamna. Dumneavoastră sunteți cea care sunteți zi și noapte alături de dumnealui și alături de copii și v-ați luat această menire să ajutați pe cineva și de drag, dar și de suflet. De copii și de sufletul lui, că mă doresc tot pe el. Că la anul ăsta am zis că mai nu s-a putea așa. Dacă acum s-a întâmplat așa, rămân până... Nu era atât de grav bolnav când l-ați cunoscut, când v-ați cunoscut pe internet, nu? Când am intrat acasă, mergea frumos, mergea altfel. Era altfel. Acum a căzut odată. Starea lui s-a agravat acum în ultimul an sau când s-a agravat mai tare? Ultimul an. Mereu a fost în spital. Ce să spun, doamnă, că mereu. E agravat. Să duce bine înapoi. Ce v-ar trebui, să zic, ca să vă fie un pic viața mai ușoară, ca să puteți să fiți de ajutor mai mult? Eu ce să vă spun, doamnă, că nu se poate nimic decât doctor, dacă nu poate reuși doctorii să-i facă nimic, pe plasa, dacă s-a dus la spital, acolo ar muri, dar mai bine să stea acasă. Eu așa zic pe mine, mai bine să stea acasă, că acolo nu avem nicio speranță să-l aducem înapoi. Dar de obicei unde se internează? La Roman sau la Iași? La Roman. Acolo e. La Roman internat. Cu ce vă duceți? Cu ambulanța sau cu mașina când se internează? Se duce cu ambulanța. Se duce cu ambulanța, vine. Da, este o situație destul de delicată și medical, dar și financiar. Din păcate, situația domnului nu este ușoară. Din fericire, are oameni deosebiți lângă el și pe doamna care, chiar dacă nu este soție cu acte, a avut bunăvoința să-l ajute, să-l sprijine, chiar dacă este în această situație de sănătate mai precară. Are grijă de copii, ceea ce înseamnă mare lucru. Asta înseamnă că sunt și oameni cu suflet mare care... Sunt alături de cei care sunt la necaz. Din câte am înțeles de la doamna, nici și mama este mamă vitregă, mama dumnealui a decedat și totuși sunt lângă dumnealui în aceste momente să-l sprijine, să-l ajute, să-i ajute cu copiii ca să poată să meargă la școală. Am înțeles că băiatul cel mare îl însoțește întotdeauna la spital și îl ajută cu hrănitul, cu schimbatul, cu toaletatul, cu administrarea medicamentelor. Asta înseamnă că copilul respectă foarte mult și iubesc. Sperăm că cu ajutorul oamenilor cu suflet să încercăm să le mai fim de folos cu câte cele necesare vieții zilnice. O să încercăm să găsim soluții, să-i depunem documentații pentru a obține prestațiile sociale de care are dreptul, fotoliu rulant, scutece de unică folosință. Poate o să reușim să-i ajutăm cu o mașină de spălat manuală, să fie doamnei mai ușor să spele hainele copilului, să meargă la școală. O să încercăm să fim și alături de copii cu ghiozdane cu rechizite pentru școală. Dacă sunt copii care cu minți și care învață bine, le promitem că poate face rost de un calculator. Cât de cât am putea de la fiecare, cu câte un mic gest și cu un mic ajutor, să facem viața mai ușor acestor oameni. Sunt oameni simpli, dar care și ei speră și visează că într-o zi viața lor va fi mai ușoară și mai bună. Familia Hoamea are 8 copii. Fetița cea mică avea 1 an și 8 luni când s-a ars la mâna stângă, iar acum, din cauza rănii tratate insuficient, nu-și mai poate mișca complet mâna, iar trupul ei are deficiențe de dezvoltare. Am fost la Iași, am stat o lună sau o săptămână și nu mi s-a făcut grefă, că n-am avut bani de unde să dau atunci, că era cu mite, cu șiara, și nu am avut bani de unde să dau. Și eu n-am avut putere să mă duc să mă operez, să mă fac. Și este cum este, e problema. Așa e, cum e. O deranjează acum? Da, o strunește mâna, ea nu mai poate să mă ridice mânuța ei așa să mă facă.
Ea așa, așa este. Eu nu mai pot să mă ridice atâta. Este, așa este, așa. Este curana, am venit mari, plaga mare, am venit așa. Am avut cu și pași și asta a fost prosperitatea, nu am putut. De ce la Iași și nu la Piatra? La, am fost la Iași, că așa au zis, de la Roman m-a trimis la Piatra. La Iași m-a trimis, atunci la Iași m-a trimis și am stat la Sfânta Marie, am stat un an și, o lună și o săptămână și mi s-a cerut că să dau bani. Eu nu am avut de unde să dau. Și să fac, dau copiii, nu-i dau, că s-a mie, am crescut de mici și cum să dau copiii? Eu am suferit pentru ei și am stat și am crescut. Pentru ei stau și mușez, mă duc să fac cu ziua, cu și este, cu și nu, așa, și eu trebuie să-mi cresc copiii. Câți ani au copiii? Unul are 17 ani, unul are 16 ani, unul are 14 ani, unul este de 10 ani, 12 ani. Și una o am de 11, una de 9, și unul de 7 ani și unul de 3 ani, 2 ani și ceva. Cei care sunt de vârstă școlară merg la școală? Îi țineți la școală? Da, merg la școală. Am doi la Slobozia și trei la Nistria aici, care merg la școală. Și cu ce vă descurcați? Cu alocațiile? Cu alocația, cu ajutorul social și asta e posibilitatea. Cu ziua. Asta este treaba. Și cu domnișoara ați mai fost la control? Ați mai fost cu ea să vedeți cum, ce ar fi de făcut? Care sunt pașii? Care este problema? Trebuie operată la mâna așa stângă. Eu am fost în partea stângă așa. Trebuie operată, dar dacă nu este posibilitatea, nu am ce face. Eu las eu cu Dumnezeu. N-am mai avut. Și dacă, să zicem, că am reușit să găsim soluții, v-ați duce cu ea, ați merge mai departe să opereze? Cum să nu? Mă duc unde este, până în pânza albă, ca să o fac pe ei bine. Eu asta vreau pentru ei. Totuși pe la mine copiii. La copii, pentru ei trăiesc pentru asta. Eu pentru asta mă zbat. Pentru ei. Din fericire, ceilalți sunt sănătoși, n-ați avut probleme de sănătate, numai cu ea au fost problemele. Da, numai cu ei au fost. Dar încolo, sunt bine toți, sunt bine până acum. Vă descurcați cu mâncarea, cu hainele, cu rechizitele? Da. Cu totul și este. Da. Fiecare ne descurcăm cum putem. Asta-i, doamnă, eu asta-i până aici și așa, asta-i treaba. Cum pot, așa mă descurc cu ei și le fac să le... Mai am ajutorul social, alocație și să facem. Asta e treaba. Cu ziua mai mușim. În grădină punem și noi ca fiecare om. Așa ne facem. Am pus șapă, ne-am pus o led din pătrunzat și este posibilitatea. Încolo să vă fac. Atâta. Aveți căruță cu cal? Merge domnul prin sat? Mai ajută la treabă, la cărat? Da. Am o căruță cu un cal. Un cal am, așa. Și mă duc și eu cu ziua unde pot. La un arat, la un semănat, la un... Asta. Noi sperăm cu ajutorul oamenilor de bine, care și până acum ne-au mai susținut la cazurile noastre medicale, poate să găsim soluții și pentru domnișoara dumneavoastră. Ne vom interesa... Eu vă rog frumos, dacă se poate, se facă pentru ei, așa, dumneavoastră puteți să vă uitați o leacă la ei, să vedeți cum e mânuța ei. Da, fără să fie. Noi oricum fără o să... Așa, să nu o filmați, așa, să o vedeți dumneavoastră, atunci dumneavoastră spuneți, da sau nu. Noi o să luăm legătura cu domnișoara Paula de la primărie, care ne va pune în legătură cu medicul de familie. Vom afla istoricul medical al domnișoarei și vom vedea care sunt pașii de urmat, ca să putem să bănuiesc că va trebui să, adică sigur, va trebui să meargă întâi la un consult de specialitate, ca un medic specialist să spună ce este de făcut. Poate sunt de făcut analize medicale, poate sunt de făcut investigații și apoi să vedem ce este. Și atunci să reușim și să-i fim de folos domnișoare, să, în primul rând, și din punct de vedere medical, dar și din punct de vedere estetic, să-și rezolve această probleme, că va crește și ea, va dori să fie mamă, va dori poate să alăpteze, dar și atunci sunt niște probleme care poate păr banale și minore acum, dar în timp pot să-i cauzeze și pot să fie alte probleme de sănătate, poate mai delicate. Nu știu. Ne vom interesa, nici noi nu le știm pe toate. Când aflăm un caz, cazurile sunt toate diferite, încercăm după aceea să ne informăm și să vedem cu ce putem să fim de folos. Am la Căușeni, dar mama ei a avut posibilitate și s-a dus la Cluj. A fost la așa și a făcut sân, a făcut tot așa a fost un caz la
Valeria, nu știu cum îi spune, Iacob Valeria. Marsica, au fost așa și tot s-a făcut, dacă au avut și ni s-o ducă să o facă, na, au fost financiar. Noi sperăm să reușim să ajutăm și această familie să-și vadă domnișoara sănătoasă și ne dorim să, ca de fiecare dată când ajungem la cineva, să nu venim doar să promitem și să filmăm în dorința de a fi de ajutor. Ne dorim să găsim și soluții. Nu norocul ei, asta e. Altceva și dumneavoastră față curatoria. Noi am zis că să nu refuzăm, să veniți într-o la aceeași casă, nu facem ca alți oameni. Noi am zis, nu, eu nu miroșe nici, nu fac, nu fur, nu nimica. A fost de prin Anglia. A fost din Franța, a fost la mine. Da. Dar atunci nu a fost posibilitatea, poate așa cum a fost, asta e treaba. O fetiță în vârstă de 10 ani din satul Nistria suportă dureri mari după ce, în urma unei probleme aparent minore, i s-a spart timpanul. Copila riscă să surzească și să-și rateze viața din cauza acestei probleme medicale pe care părinții nu au bani să o trateze. La fel ca și la cazul anterior, dorim să ne axăm pe o singură persoană cu probleme mai grave, să zic, de sănătate. Tot pe partea medicală am optat să mergem. Este vorba despre o fetiță în vârstă de 10 ani. Cred că, nu știu, acum ceva timp, câțiva ani, are timpanul spart. De la o problemă minoră s-a ajuns la ceva foarte grav. Iar în momentul de față are dureri foarte mari, vă dați seama, odată ce timpanul este spart, în timp îi poate afecta chiar și auzul și având doar această problemă, cred că o putem ajuta să se facă bine. E o problemă, nu o pot numi minoră, dar e o chestie care se poate rezolva, se poate remedia, consider eu, neavând și alte complicații. Dar așa este, din experiența noastră, când am mai ajutat și alte cazuri medicale pe partea asta de aparate auditive, într-adevăr, dacă se intervine la vârstă cât mai fragedă, dacă se intervine cât mai repede când este o problemă, se pot atenua aceste complicații și se pot acești copii pot urma școala, pot să fie integrați. Dacă, din păcate, părinții nu au posibilități sau nu știu care sunt pașii de urmat pentru a-și procura aceste aparate auditive pentru a merge la un medic. Din păcate, situația lor se va complica foarte tare, faptul că nu auzul le va fi afectat, nu vor putea merge la școală, nu vor putea după aceea avea un loc de muncă și, din păcate, dintr-o problemă, cum spune domnișoara, aparent minoră la început, se complică foarte tare și acea persoană va ajunge în asistat social care va fi o povară pe umerii noștri ai tuturor. E mai simplu să încercăm să-i ajutăm acum, când costurile sunt mult mai mici și problemele se rezolvă mai ușor, decât mai târziu, când nu vom mai putea avea, din punct de vedere medical, soluții și când, și din păcate, pentru familie și pentru societate, costurile vor fi mult mai mari de a întreține și de a avea grijă de o astfel de persoană. Când au apărut problemele? Acum un an zile. Au apărut și m-am fost la spital la noi, la Roman, și mi-au spus, că m-au dus la orele și mi-au spus, mai fată, vezi că la fata ta îi spart timpanul, trebuie să mergi la București. E caz de operație, la ureche. Și am zis că am să mă duc, dar n-am cu ce acum. S-a lovit sau v-ați dat seama că nu auzea sau care? Da, cum de-ați ajuns la spital? A început să o doară tare, tare, tare și a început să curgă. Când a început să curgă și plângea, m-am zis cu ea la spital. Și când m-am dus, am zis că o curăț un pic. Și mi-au zis că nu, trebuie să mergi cu ea la București. E caz de operație. Și ați fost sau n-ați mai fost după aceea la medic? Nu m-am mai dus, pentru că n-am avut cu ce să plec, tocmai la București. Ei sunt beneficiari de ajutor social? Da, sunt beneficiari de ajutor social. Ce ține de noi, de primărie, beneficiază de toate prestațiile. Și soțul și tatăl? Da.
Adică aveți și soț, asta vreau să întreb, că nu cunosc, n-am apucat să o întrebăm pe domnișoara situația fiecărei familii. Deci sunteți dumneavoastră și 3 copii aveți. Așa. Și amândoi sunteți beneficiari de ajutor social. Da, suntem amândoi. Și dacă vom afla care sunt căile să rezolvați problema domnișoarei, veți merge cu ea, vă veți duce la medic? Da, aș pleca, dar n-am cu ce acum. Nu, ca să știm, știți de ce? Pentru că presupune să mergeți la niște consultații, la niște investigații, chiar dacă noi vă vom ajuta financiar cu transportul sau cu diferența de plată, ne vor ajuta domnișoarele de la primărie cu dosarele de depus la Casa de Asigurări pentru a obține și o parte din sumă decontată de Casa de Asigurări, dar trebuie și dumneavoastră să depuneți niște eforturi, să mergeți cu fata la consult, să mergeți, adică întrebarea noastră, noi venim cu o parte din sprijin, dar trebuie să fie și dorința dumneavoastră de a merge și de a umbla pentru a obține aceste aparate auditive și pentru a vedea care este soluția. Dacă este vorba de operație sau dacă este vorba de aparate auditive. Nu, e caz de operație, mi-a zis. Da, vedem, vă credem, trebuie să vedem. La noi e de aici, la Roman. Dacă e caz de operație la fata ta, la urechea stângă. Noi vom ține legătura cu domnișoara Daniela de la primărie ca să ia acte de la dumneavoastră, să putem să facem niște programări pentru consultații, ca dumneavoastră să mergeți, să încercăm să vă ajutăm cu intermedierea acestor programări și după aceea, în funcție de aceste consultații, să vedem care sunt pașii. Ne dorim ca să fim alături de această familie, să putem să o ajutăm cu transportul, să putem să o ajutăm cu investigațiile medicale care sunt necesare premergătoare operației, ca apoi să poată să reușească să rezolve problema medicală a fetiței. Familia Țuțu a trecut prin numeroase încercări ale sorții. Viorel, fost țevar până în anul 2004, a suferit o operație pe cord, iar apoi a făcut o pareză pe partea stângă. A căzut în depresie, iar după ce a ieșit din spital a fost încadrat în gradul 2 de handicap pentru toată viața. Acum suferă de depresie recurentă, iar medicamentele ce i-au fost administrate în cantități mari în ultimii ani i-au făcut mai mult rău decât bine. Soția lui Gabi are o tumoră la sânul drept și este programată în curând pentru operație. Viorel și Gabi au 3 copii. Bună seara! Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cazuri și Necazuri. După cum v-am obișnuit din edițiile anterioare, în această emisiune dorim să fim alături de familiile care au probleme medicale sau financiare și încercăm cu ajutorul oamenilor de bine din Roman sau din județul Neamț să le fim alături cât se poate. Ne bucurăm că emisiunile anterioare au avut un real succes și cei din comunitate încep să se mobilizeze și vor să fie alături de familiile aflate la necaz. Într-o ediție anterioară am prezentat cazul familiei Țuțu din Miron Costin, care din păcate are probleme de sănătate și soțul, dar din păcate în ultimul timp și doamna. Și deoarece dumnealor ne-au cerut ajutorul de-a lungul timpului prin Asociația Umanitară Codina, am încercat și am mai ajutat. Acum, cu ajutorul emisiunii Cazuri și Necazuri, încercăm în continuare să găsim resurse financiare să-și rezolve o parte din probleme. Astfel că am revenit de data aceasta să încercăm să le fim de ajutor la acest moment, când doamna trebuie să plece la Iași să realizeze o intervenție chirurgicală. Da. Și să reușim astfel să le fim de ajutor cu banii pentru transport și am adus și de mâncare pentru copii, că rămân singuri acasă o săptămână nu e chiar ușor pentru ei. Bună seara și bine v-am găsit! Să rămână și bine ați venit la noi! Ce faceți? Cum sunteți? Aveți emoții pentru săptămâna viitoare? Da, avem emoții, na, ne gândim că n-am mai avut de-a face cu chestii dintre astea, cu spital, și acum până acum mă simt așa mai cu emoții, mai cu... Da, sper să fie bine. Da? Cu ajutorul Dumnezeu. Când ați început să aveți probleme? Păi în decembrie am descoperit că am nodulul ăsta. Am mers la o investigație ajutată de... De ce din sat? V-a dat trimitere la Roman? Da,
de cineva de aici, doamna doctor de familie, care m-a trimis la Roman și acolo am descoperit nodulul care m-au trimis mai departe, la Iași, că zic că să nu fie, Doamne ferește, ceva rău sau... Și m-au programat pentru luni, care trebuie să merg și nu avem cu ce merge, nu am, nu știu. Până acum problemele de sănătate au fost a domnului de atâția ani de zile. Da, eu s-a obișnuit cu spitalele de viața întreagă. E învățat de... Și acum trebuie să fiți alături de doamna, s-au ajutat și pe dumneavoastră să treacă de acest impas. Trebuie să mergem la Iași pentru intervenția chirurgicală. Acel, așa zis, nodul este o tumoră la ieșită la, cum se cheamă, la biopsie benignă deocamdată. Trebuie să facă și radioterapie. Știți, nu știu cum e la noi, trebuie bani peste tot. Noi suntem cu banii într-un moment foarte greu. Suntem blocați. Cu sănătatea și eu sunt, mă simt foarte rău în ultimul timp. Nu știu, s-au adunat mai multe. Dar la dumneavoastră, ca să reamintim, care sunt diagnosticele? Păi la mine am astfel. Bronșic de la vârsta de 4 ani, deci de 43 de ani, epilepsie gran mal, intervenție pe cord în 2007, am avut hempareză în partea stângă, așa, încă am probleme, așa, cu pe partea stângă, cu brațul, mă lasă în piciorul, așa, am făcut, am, după hempareză, am făcut o depresie foarte curentă, asta recurentă, care este foarte puternică, în urma cărui am stat foarte mult timp internat la Spitalul de Psiență, Socola de la Iași. Am fost pensionat direct din servici, deci nu eram de pe stradă sau așa. În urma bolilor care le-am avut în guveție, am luat foarte multe medicamente care acum sunt interzise. Și am probleme acum urmate de la el. Nu văd, când fac lecții cu băiatul, nu văd. Am purtat o perioadă ochiară la distanță, nu mai văd nici cu aia. Mi-au stricat multe chestii, și oasele, problemele cu oasele care am acum, durerile astea mari, foarte mari oase, mi-au spus încă de copilărie, mi-au spus că de medicare, că numai cortizonului, care l-am făcut în cantități industriale, și asta voi avea probleme cu oasele. Și acum mă dor picioarele și oasele, în general, mă dor foarte tare, am probleme cu picioarele. Și înseamnă că vă descurcați destul de greu cu banii. Din ce, foarte, din ce trăiți? Din indemnizația de... Indemnizația de pensie de invaliditate a mea și ajutorul social al soției. Ajutorul social, care nu e de la primărie. Și dumneavoastră știu că mai munceați pe unde mai munceați, da, eu mai merg harnică și mai ajutați la... Am fost la vecini, am fost și astăzi, am fost la niște bătrâni, la curățienii, la medicul de familie, la asistentul, asistenta care la noi aici, sunt niște oameni care ne mai ajută cu ce poate și ei, da, un 50 de lei care contează. Ne prinde foarte bine și... Da. Și copiii sunt la școală toți trei? Ei la școală. Învață foarte bine, din fericire. Sunteți mândri și de fete și de băiat. Băiatul are examen luni, marți și miercuri. Și rămâne singur? Cine se ocupă de el? Ei o să rămână aici, o să vină vecina să se mai uite la ei. La... Se descurcă? Domnișoarele știu să gătească? Ei, un cartof, nu. Deocamdată până să mă întorc eu sau... Da. Ne-am făcut și noi grădină, acum am pătut cu cât am avut. Prin grădină ne-am... Pus niște cartofi, niște ceapă. Da, niște ceapă, că n-am avut de unde să cumpărăm. Cum acum? Ne avem bani? Ne-a dat vecinii de aici. Ca să aveți ceva pe lângă casă, da, să puteți mânca, da. Să puteți să vă mai găsiți așa resurse proprii, să supraviețuiți. La țară prinde bine o ceapă proaspătă, un cartof, un... Să avem noi, să nu... O roșie, un adei ce se face și ați... Un loc de la o găină și toate astea. Acum fiind și vremea asta foarte rea afară, am probleme de respirație, care au și
medicamente sub formă de pastile și 20 preuri. Le iau pentru un program special, că unul dintre ele este foarte scump. Simbic cordul de 320 este foarte scump. Și le iau pentru un program special. Un medicament care, știți, nu l-am găsit, care a fost scos. Am înțeles, am ținut legătura la farmacie ca să vă fac rost de el. Am înțeles că s-ar putea să-i dea drumul de nou să-l importe. Deocamdată mi-a fost... Eu vă anunț și eu vi-l cumpăr și în momentul în care... Deocamdată mi-a fost înlocuit cu un fenobarbital. I-am lăsat comanda în farmacie și așteptăm. Nu este același efect. Și nu-i numai la mine. Știu. Sunt mii de oameni. Sunt și copii cu autism care le au, sunt copii cu probleme grave. Eu ca adult, că dorm două ori pe noapte, că nu mai iau cum am un copil bolnav, nu știu de seama, nu realizează. Da, din păcate situația este financiară, este delicată și de aceea am venit la dumneavoastră în dese rânduri să încercăm să vă ajutăm și când au început copiii școala și când au mai fost probleme de sănătate cu medicamente. Acum ne bucurăm că au răspuns apelului și emisiunii noastre mai mulți oameni cu suflet mare. Domnul Sărmășanu de la Târgu Neamț ne-a trimis de săptămâna trecută niște bani să ajutăm fiecare caz care a fost prezentat la emisiunea Cazuri și Necazuri cu ce se poate. Și am drămuit astfel încât să ajungă pe la fiecare. La dumneavoastră să vă aducem banii pentru transport și pentru să vă descurcați la Iași. Am cumpărat de mâncare pentru copii să aibă pentru vreo săptămână, două, conserve, lapte, iaurturi, pateuri, tot ce se poate, așa mâncare mai rece până cât mai gătesc domnișoarele. Ne-au trimis haine din Italia de la o asociație. Doamna Dorica Orzan este o doamnă care ne ajută periodic cu pachete de la prietenii dumnea ei și astfel am pus hăinuțe pentru copii și pentru domnișoare să mai aibă de schimb. Am adus și ceva dulciuri, că zic, se apropie Paștele și dacă părinții nu sunt acasă să-l ajute pe iepuraș să găsească adresa, am venit noi înainte cu ceva dulce pentru copii. Am adus și câteva articole de igienă pentru doamna pentru spital, de la un șampon, o periuță, o pastă de dinți, lucruri de igienă intimă. Și încercăm astfel să vă fim alături cu ajutorul oamenilor cu suflet mare să depășiți acest moment, pentru că știu că sunteți oameni harnici și atunci dacă sunteți sănătoși cât de cât, puteți să vă întrețineți și puteți să, astfel să copiii să poată să meargă la școală, să aveți grijă de ei și să aveți grijă de dumneavoastră. Noi așteptăm vești de la dumneavoastră, după ce veniți la operație, să ne spuneți cum a fost, să ne solicitați un sfat sau o îndrumare, dacă putem să vă mai fim de folos cu ceva, poate vreun tratament, poate vreun medicament care nu se compensează și care nu poate să vă ajute doamna doctor de familie. Dumneavoastră ați fost tare și trebuie să fiți tare. Și vedeți că oamenii vă iubesc și vă respectă, că sunteți harnică și sunteți cu minte. Și asta e ceea ce contează, pentru că sunt momente delicate în viața fiecăruia, nu numai în viața dumneavoastră, și cei care au posibilități materiale mai mari au momente grele și trec prin aceste cumpene. Ne bucurăm că au răspuns necazului dumneavoastră și să vă fim alături. Și copiii dumneavoastră o să roage pentru dumneavoastră și o să fie totul bine. Soțul vă este alături și contează mult că merge cu dumneavoastră și vă sprijină. Noi încă o dată mulțumim celor care au fost alături de noi și sperăm ca în continuare fiecare să se gândească că cu puțin poate să aducă o mare bucurie și să fie de mare ajutor într-o familie pe care viața nu a avantajat-o atât de mult ca pe ceilalți. În jurul nostru sunt oameni care au reală nevoie de ajutor. Ca de fiecare dată, prin intermediul acestei emisiuni, facem apel către cei care doresc să se implice pentru a salva suflete și pentru a oferi sprijin unor familii cărora soarta nu le-a rezervat bucurii, ci griji și durere. Dacă doriți să ajutați, puteți apela oricând redacția postului de televiziune Roman TV la numărul de telefon 0772 084 824.